Salut și v-am găsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Unreal Byte, v-am găsit la episodul numărul 15 din EFC 24. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul like. Noi am rămas la meciul contra Spurs în Premier League. În ultimele două episoade v-am întrebat ce să transferăm pe poziția de LB sau RB, dar și alte poziții interesante sau ce credeți voi că ar merge la echipa noastră. Iar câțiva dintre voi mi-a recomandat să-l transfer pe Theo Hernandez, că mi se pare o idee foarte, foarte bună. Pe Musiala fiind un star, dar m-am gândit să-l transfer și pe Luke Shaw, care a fost și asta o alegere de voi. Așa că am luat-o considerare, mi s-a părut foarte bine pentru că el este destul de bun acolo. 29 de ani, poate să joace perfect și oricum avem nevoie de rezervă. Însă bugetul pe care îl avem noi acum nu este de ajuns, așa că va trebui să mai vindem niște jucători. Așa că doi dintre jucătorii noștri vor trebui să plece. Unul este Nunez, Darwin Nunez, și al doilea este Gravenberch. Pare rău, sincer, că va trebui să plece Gravenberch, dar nu-mi place mie cum joacă, dar avem destul de bani încât să transferăm măcar un singur jucător și acel jucător va fi cu siguranță Theo Hernandez, avem foarte mare nevoie de el. Ok, văd că Theo Hernandez are o clauză de reziliere de 164 de milioane, da, cred că putem să scoatem mai puțin atâta. Ok, haideți să vedem cât trebuie să dăm pentru Theo Hernandez. O să încep cu o ofertă de 100 de milioane, cred că este destul de mult. Haideți să vedem ce zice managerul. Ok, s-ar putea să fie o problemă. Ok, ci că e prea puțin. Atunci hai să încercăm să-l transferăm pe Luke Shaw. Theo Hernandez va trebui să mai aștepte, însă Luke Shaw cred că putem să-l transferăm fix acum. Haideți să vedem, 35 de milioane, reușim să transferăm pe 35. 2 milioane plus Gomez, nu, 34 de milioane, haideți să vedem. 34 de milioane, 36.700 plus și la asta clauză reziliere atunci când îl vindem. Da, o să acceptăm. O să acceptăm. Haideți să facem contractul. Vrea rotation, mi se pare o idee chiar foarte bună. O să acceptăm desigur 3 ani. Fără clauză de reziliere, fără bonusuri și iar salariul lui va fi de 110.000 de euro. Și îl vedem pe Luke Shaw cum intră în clădire. Venim aici acum de salut cu Jurgen Klopp. Vreau că va face o mișcare bună acolo. Sper că e o mișcare bună și asta. Luke Shaw numărul 13. Ok, primim ce? Ok, good price. Ok, se pare că putem să scoatem best possible deal pe 31 de milioane. Ok, asta este. O să-l băgăm aici pe Luke Shaw, pe partea stângă, iar Arnold o să se ducă pe poziția lui principală. Aceasta este echipa lui Spurs, o echipă destul de ok. Nu prea s-a schimbat nimeni la echipa, așa că haideți să vedem ce va face un match. Ok, și ce match? Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm acest match. Destul de important, zic eu. Vini reușește să prea mingea foarte bine, are viteză, se poate duce singur. Haideți să vedem totuși. Pasă bună la Szoboszlai, Szoboszlai șutează în sapă acolo Vicario. Foarte bună șansă pentru Liverpool aici. Corner pentru noi, haideți să vedem Alexander-Arnold înspre Jota. Jota nu ajunge la balon. Trece acolo Sar, haideți să vedem Sar la balon. Însă este acolo Van Dijk, interceptează acel balon. Arnold pleacă foarte bine. Pasă jos la Jota. Jota șutează, însă șutul este praf, este pe lângă. Oh, se bagă bine acolo. Foul, ce fac acolo, se faultează între ei jucătorii Liverpoolului. Diogo Jota are viteză, poate orice singur, trece foarte bine, haideți să vedem. Diogo Jota, power shot-ul și marchează primul gol din acest match. Bine Jota, power shot din fața porții, n-are nicio șansă portarul, revedem faza. Haideți să vedem, încă intră în careu, șut puternic din fața porții până lângă portar, direct în plasa Tottenhamului. Și reușit să scriem, facem 1-0. Ok, și se repriza 1-0 la pauză, haideți să vedem dacă putem să menținem scorul sau cine știe, poate mai îmbracăm încă unul. Oh, ce s-a băgat acolo direct în jucător. Pasă foarte mult la Kulusevski. Haideți să vedem Kulusevski trece bine acolo, pasează la Jimenez șutează, însă este acolo Alisson. Bine Alisson, salvează Alisson. Haideți să vedem corner pentru Spurs. Să vedem ce va face. Centrare la Bentancur. Bentancur lovește cu capul. Ok, reușim să o respingem pe la urmă. E bine. Pleacă Konate, pleacă, este singur, dar este blocat aici puțin. Hai să vedem. O pasă foarte mult la Vini. Pasă destul de bună și iese portarul. Ah, aproape. Son Kulusevski la balon, haideți să vedem. Șutează însă apar acolo portarul foarte bine. Corner pentru Tottenham, haideți să vedem. Madison trece destul de bine. În centrare însă Alisson sare destul de bine. Pasă bună, haideți să vedem. Son șutează, apără din nou Alisson. Ce ne salvează Alisson meciul ăsta. Haideți să vedem. Încă un corner pentru Spurs. Centrare la Madison, însă nu ajunge la Madison. Vine acolo, trece Arnold. Haideți să vedem. Arnold se poate duce. Trece foarte bine acolo. Centrare bună la Gakpo. What? Ce face Gakpo acolo? Nu pot să înțeleg. Aoleo, șutează pe lângă mingeul meu. Pasă destul de bun la Carvalho. Haideți să vedem. Pasă la Jota. Jota șutează. Înscrie două goluri. Jota înscrie dubla meciul ăsta.
Vicario este bătut de două ori de Diogo Jota. Revenem faza, Carvalho pasează foarte bine la Diogo Jota și Diogo Jota cu o finanță destul de slabă, însă portarul nu știu ce face, poate este bine plasată, da, aparent este bine plasată. Așa intră gol. Pas destul de bun, un joc de pase bun acolo, însă Gakpo nu reușește să înscrie. Ok, s-ar vrea să fie ultima fază, haide să vedem. Salah centrează sus la Jota, Jota, Jota cu farfecă, mamă ce bară! Ce bară am putut să dau. Ok, sper să mare ce șansă, minutul 92-93, haide să vedem cum se treme meciul. Da, și s-a treat meciul, reușim să câștigăm, reușim să ne impunem în fața celor de la Tottenham pe terenul lor. 2-0 pentru Liverpool. Următorul meci este contra la Bournemouth. Cred că o să-i bate în stilul ușor, așa că haide să dăm un sim. Ok, și se pare că avem două oferte pentru Darwin Núñez. O ofertă de la Tottenham Hotspur pe care i-am bătut adineori și o ofertă de la Atletico Madrid. Sincer să fiu, nu prea vreau să dau pe Darwin Núñez la Tottenham, din cauza că na, joacă în Premier și ne mai întâlnim și noi cu ei. Însă, cred că aș vrea să îl dau la Atletico Madrid. Cred că este și alegerea mai bună pentru el. Însă, hai să vedem dacă putem să negociem puțin mult, poate un 90, cine știe. Haideți să vedem ce părere are de 90 de milioane. Este, acceptă destul de bine acolo. Acceptă 90 de milioane pentru Darwin Núñez. Darwin Núñez mai primește o ofertă de la City. Wow! Da, în niciun caz nu vreau să dau la City. Și mai ales unde o să joace dacă e Haaland acolo. Se pare că primi ofertă și de la Gravenberg. Se pare că Chelsea vrea să-l cumpere pe Gravenberg cu 59 de milioane de euro. Haideți să negociem, poate scoate puțin mai mult. O să încercăm un 70, hai să vedem dacă vrea 70. Ok, acceptă 69 de milioane pentru Gravenberg. Mai primim ofertă pentru Gravenberg de la Arsenal. Haideți să vedem tot așa un 70 de milioane. Poate încercăm un 75, cine știe. Da, se pare că n-a vrut de niciun fel. Ei mi-au spus 65, eu am vrut 75. Da, nu ne-am înțeles. Ok, și se pare că Darwin Núñez pleacă la Atletico Madrid, cred că. Da, eu vreau succes în continuare. Noi deja avem alte planuri cu banii pe care i-am luat. O să transferăm și jucător foarte bun. 90 de milioane e prea puțin, prea mult. Haideți să vedem și ce notă ne dă. Este un C, ok. Interesant. Ok, spune că puteam să-l scoatem la 115 milioane. Am fost aproape totuși. Și Gravenberg se pare că s-a dus la Chelsea. Haideți să vedem ce notă primim pe el. Primim nota B, aproape de A. Ok, destul de bine. Great price. Best possible 84. Ok, nu cred că scuteam noi 84. Și în momentul de față avem 355 de milioane de euro. Wow, câți bani. Wow, wow, wow. Cred că putem să-l transferăm și pe Mbappe, cred că. Theo Hernandez și Jamal Musiala sunt niște jucători excelenți. Haideți să vedem totuși cât putem să scoatem pe Theo Hernandez, pentru că na, avem nevoie chiar foarte mult de el. Ok, data trecută am încercat 100 de milioane, data asta o să încerc 110. Hai să vedem, 110, poate este de acord cu 110. Haideți să vedem și se pare că este de acord. Haideți să negociem cu el, vrea important, noi vrem crucial însă, pentru că na, e cam cea mai bun left back pe care l-avem. 4 ani, acceptăm 4 ani, nici nu este nicio problemă, fără clauză, desigur. Iar salariul, haideți să vedem, o să-i dăm undeva pe la 120.000 wage. Hai să vedem dacă accept. Și ok, acceptă și un signing bonus de 390. Ok. Și îl vedem pe Theo Hernandez cum intră în clădirea Liverpoolului. Bine ai venit la Liverpool, Theo Hernandez, avea nevoie foarte, foarte mult de tine. Tot la fel cum dă salut cu Jurgen Klopp. Vedem aici cum se antrenează, face ficha medicală repede, repede acolo. Hai mă că se scură destul de bine, are viteză de rupe. Numărul 17 pentru el, 110 milioane. Hai să vedem ce notă primim. Primim nota A. Excelent, excelent, excelent. Ok, best possible deal, 100 de milioane. Apoi am încercat 100 de milioane și n-am vrut 100 de milioane. E bine, al doilea superstar pe care vom încerca să-l transferăm este Jamal Musiala. Nu știu dacă vom reuși, dar eu o să încerc. Hai să vedem. Ok, el valorează 140 de milioane de euro. Haideți să încercăm un 160. Haideți să vedem 170. Haideți să vedem 194. Wow, 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 cam mult. Haideți să vedem un 173, 194. Wow, ok, hai să mergem și noi puțin mult. Ce zici de un 181? Haideți să vedem și... Ok, au zis că se mai gândesc. Ok, au zis că se mai gândesc. Ei lăsă să se gândească. E bine, până atunci, până când se gândesc, ei nu vreau să-l văd decât pe Theo Hernandez la poziția lui foarte, foarte bună. Chiar abia aștept să-l testez, să văd cât de rapid e cu 93 pace. Bine, vin cu 98, e destul de rapid, da. O să vedem și aici linkul ăsta între Theo Hernandez și Vini.
Următorul meci v-am zis că este contra la cei de la Bournemouth, însă v-am zis că o să dăm un simulare. Haideți să vedem ce reușim să facem contra ei. Un quick sim dăm și 2-2 facem egal. Ok, interesant, marchează Vini și Salah la noi. Ok, se pare că se termină perioada de transfer. Wow, wow, s-ar putea să nu avem timp să-l transferăm pe Jamal Musiala. Păi atunci să se gândească mai repede, pentru că eu chiar am nevoie de un superstar ca el. Ok, se pare că Bayern a venit cu o contraofertă de 188 de milioane. E bine, o să o acceptăm, este o sumă destul ok. Acceptăm, haideți să vedem și la contract. Desigur că Musiala o să aibă crucial, pentru că se intre în fiecare meci. O să citim aici 5 ani, fără nicio problemă, fără clauză de reziliere și se pare că vrea salariul destul de mic, o să scoatem bonusul aici. Haideți să vedem dacă este de acord. Este de acord, 93.000 de euro pe săptămână. Haideți să vedem cum intră Jamal Musiala, superstarul nostru. Ia uite-l acolo, autograf. Și vedem cum intră pe ușă. Pac, atât. Asta a dat transfer, asta a dat transfer. Să vedem, să uite așa puțin Jurgen Klopp, el poate cine știe. Poate nu te miști bine. Ba, costați sore mult, deci trebuie să ne aștept foarte mult. Să câștigăm Champions League-ul ăla, pentru că data asta să nu Champions League. Numărul 21. Interesant. 188 de milioane de euro pentru Jamal Musiala. Haideți să vedem ce notă ne dă și nota C. Good price. Ok, hai să vedem. Te-am să scoate la 152. Refuz să cred. Refuz să cred așa ceva. Iar Jamal Musiala o să intre fix aici în locul lui McAllister. E ce până pe poziția de rămă și acum ar trebui să-i convine. Da, îi convine. E bine, pentru că nu mai vreau să mai transferăm niciun jucător, o să-i dăm skip la deadline day. Ok, se pare că ne-a venit monthly scouting report. Haideți să vedem. La olandez poate avea noroc. Nu e bun, nu e bun, nu e bun. Dar din păcate la olandez nu găsim nimic. Hai să vedem totuși la Argentina, poate găsim ceva. Nu e bun, nu e bun, na. Da, din păcate se pare că la Argentina n-a găsit nimic. Haideți să vedem la spaniola, dar tot la fel nu găsim nimic interesant. Următorul meci este contra la cei de la Wolves. Aceasta este echipa, o echipă destul de ok. Însă pentru că mi se pare un meci cam ușor, o să-i dăm tot la fel un quick sim. Haideți să vedem primul meci al lui Musiala și al lui Theo Hernandez. Haideți să vedem cum se descurcă și se pare că câștigăm. Sobosa marchează și Diogo Jota marchează. Ok, și vedem că următorul meci este contra la cei de la Chelsea. Wow, grave vreau să-ți face debutul în meciul acesta. Aceasta este echipa, dar nu văd pe Gravenberg. Unde este Gravenberg? La transfer degeaba? Echipa noastră, da, așa va arăta. Echipa foarte, foarte bună. Hai, abia aștept să joc. Abia aștept să joc cu Musiala. Ok, și ce meciul, haideți să vedem ce vreau să facem contra Chelsea. Mudri acolo, se bagă destul de bine, însă. Haideți să vedem, Mudric trece. Pasă în spate, însă la Cucurella. Cucurella intră foarte bine în careu, însă este pasa greșită. Haideți să vedem șase contraatac. Musiala la balon. Musiala trece foarte bine în jucător, Musiala. Musiala trece bine în un jucător, șutează și pe lângă, nu! Ce fază ar fi fost! Musiala trece de tot terenul, dar nu marchează. Mamă, ce aproape! Șutează, ok, nu mă așa să șutez acolo, șutează acolo până la urmă. Lukaku însă nu marchează, este acolo Alisson. Hai să vedem, corner pentru Chelsea la Nkunku, nu ajunge la Nkunku. Musiala, ce bine se mișcă acolo. Haideți să vedem, pasa bună spre Salah. Salah are viteză, se poate duce singur. Hai să vedem dacă vrea să șuteze. Musiala se intră destul de bine acolo, șutează. Rebounds-ul, nu pot să cred. Nu pot să cred cum s-a ridicat portarul, l-a lovit în picior. Revedem faza, e uimitor, uite știu. Ce noroc are Chelsea aici. Corner pentru noi, haideți să vedem. Salah, corner înspre Jota, nu ajunge bine la Jota. Hai să vedem. Vini! Nu trece acolo, nu trece. Ok, din nou Vini. Însă lovește acolo, interceptează bine balonul. Vini are viteză, pasă bună spre Szoboszlai. Spate la Jota, însă Jota cade. Însă și nu este fault. Enzo Fernandez faultează acolo. Nkunku, haideți să vedem. Nkunku se mișcă destul de bine, șutează apar acolo Alisson, foarte bine. Corner pentru Chelsea, haideți să vedem. Chelsea, corner bun, însă nu trece bine, nu trece. Însă, hai să vedem acum faza noastră. Jota are viteză, du-te Jota. Nu, este acolo blocat de la Via. Ok, pasă bună spre Madueke, însă este acolo portarul. Și se termină și repreza totodată. Vine acolo Salah, du-te Salah. Bine, pasa Szoboszlai marchează. Bine mă, Szoboszlai mă. Omul potrivit la locul potrivit, la timpul potrivit. Bine mă, Szoboszlai acolo. Marchează acolo, bine. Revedem faza, Salah pleacă singur pe flang, reușește acolo să tragă jucător. Pasă bună la Szoboszlai și Szoboszlai șutează din fața porții. Nu-i de nicio șansă portarului, nicio șansă.
Foul destul agresiv. Haideți să vedem. Haideți să vedem ce-i dă lui. Ok, îl iartă. Ok, îl iartă de data asta pe Enzo Fernandez. Puțin cam agresiv acolo. Revedem faza. Da, ia că arunc picioarele. Lukaku pasă la Cucurella. Cucurella este faul, se lasă avantaj, șutează Lukaku. Ok, se pare că se vrea faultul. Oh, nu, este offside. Oh, este offside. What? What, ce offside mic. Wow, oh shit, pasă greșită. Lukaku la Nkunku, șutează însă mult pe lângă poartă. Ok, șutează acolo însă în blocaj. Bun acolo la Nkunku, da, nu reușește. Ok, Cucurella, pe flank, centrare proastă. Jamal Musiala, haide să vedem. Jamal Musiala trece foarte bine, are viteză, du-te Musiala, du-te. Bun acolo, pasă la Salah, haide să vedem. Enzo, shoot, bun. Și blocat acolo. Hai, Soboslai, mamă ce bombă. Aproape. E centrare bună spre Lukaku, un cap destul de bun, însă apăr acolo Alisson foarte, foarte bine. Hai să vedem, corner, ultima fază pentru Chelsea. Corner pentru Chelsea, a ieșit portarul. Centrare foarte bună, însă Vini respinge. Gravenberg pasă la Nkunku. Gravenberg la balon. Mamă, ce aproape să marcheze. Ok. Oh, foul, ce foul de acolo. Ce foul la Soboslai. Ok, se dă galben la Toni Kroos. Wow, ce caut la Chelsea. Da, și se pare că nu mai au timp de nimic cei de la Chelsea. Încearcă acolo un pressing, dar degeaba. Nu au timp de absolut nimic. Se termină meciul, reușim acolo să câștigăm cu 1-0. Ok, și se pare că următorul meci este în Champions League. Primul nostru meci în Champions League. Foarte, foarte interesant. O grupă ușoară la prima vedere. RB Leipzig, Villarreal FC și Victoria. Da, o grupă destul de ușoară, pot să zic. Meciul acesta însă îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz ca să deja. I-am fost Andrei la Byte, v-am poate. Pa, pa!